Polițiștii rutieri împreună cu cei de la ordine publică au desfășurat în noaptea de 19 spre 20 octombrie, în cadrul acțiunii Noaptea Europeană fără alcool, o activitate de conștientizare atât a șoferilor cât și a pietonilor de riscurile la care se expun atunci când ies pe stradă sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii au acționat mai mult în zonele cu risc unde se consumă alcool, în zonele adiacente barurilor, discotecilor, cluburilor și cafenelelor. În urma acțiunii de sâmbătă noapte, oamenii legii au constatat 5 infracțiuni și au reținut 7 permise de conducere pe fondul consumului de băuturi alcoolice. În noaptea de 19 spre 20 octombrie, anul curent, în cadrul acțiunii Noaptea Europeană fără alcool, polițiștii rutieri, cât și cei de ordine publică cu atribuții pe linie rutieră, au desfășurat mai multe acțiuni, cu preponderență în zona barurilor, discotecilor, cafenelelor,